Unde aveți asigurare la mașină? La Euroins. Știți că expiră în câteva zile? Da, știu. Este doar unul dintre cei peste 800.000 de șoferi care trebuie să-și reînnoiască asigurarea auto obligatorie până vineri. În caz contrar, nu va mai putea să circule. Pentru noua poliță, trebuie să plătească și cu 50% mai mult ca să acopere prețul oferit de cel mai ieftin jucător prezent acum pe piața din România. Zilele acestea, brokerii înregistrează o creștere de 5-7% a numărului de solicitări de reînnoire a polițelor RCA. Noi am încercat să-i stopim pe toți să facă asigurările din timp. Astăzi, mâine, cel târziu, pentru a evita aglomerația din ultimele zile, când este posibil ca unele sisteme să nu funcționeze ok și atunci pot să rămână neasigurați câteva zile până reușesc să obțină prima de asigurare pe care o doresc. Un șofer de 42 de ani care are permis de aproape două decenii, timp în care nu a avut niciun accident și conduce o mașină care are un motor cu o capacitate cilindrică de 1.8 și își încheie astăzi o asigurare RCA, plătește spre 900 de lei la cel mai ieftin jucător din piață. Cu aproape 150 de lei mai mult față de începutul acestui an. Comparativ cu ianuarie 2021, prețul polizei RCA aproape s-a dublat. Șoferii care au polițe RCA de la falimentarea Euroins, a căror valabilitate ar fi depășit în mod natural data de 7 decembrie, pot primi banii înapoi pentru perioada în care asigurarea nu mai poate fi folosită, numai dacă depun o solicitare la fondul de garantare. Cererile se adresează PCA prin portalul PCA, iar toate informațiile se găsesc pe site-ul instituției. Sunt semnale din piață că asigurările RCA se vor scumpi în perioada următoare. Dauna medie la septembrie a crescut cu 12%. Tarifele polițelor RCA depind foarte mult de costurile colaterale. Ca urmare, modul de calcul include frecvența accidentelor. Dacă o să avem o frecvență în creștere, acesta va afecta tariful final. Anul viitor vine și cu schimbări în ceea ce privește polițele RCA. Trotinetele și bicicletele electrice, care pot atinge viteze de peste 15 km pe oră, trebuie să aibă asigurare obligatorie. La fel și mașinile care nu sunt folosite pe o perioadă mai lungă de timp, chiar dacă sunt parcate în curtea posesorului.